2019. Articolul 1. Consiliul Local al Comunității Transformare Județul Bacău se convoacă în ședință ordinară, în data de 29.05.10, la Cămilul Cultural, având următoarea ordine de zi. Proiect, punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 al anului 2019, inițiat de primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nu am ochelare. Ce spune? Da. Vă mulțumesc frumos. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIM. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare a unei suprafețe de teren, categoria de folosință pășune, tufăriș și drum, situată în intravilanul Comunei Ștefan cel Mare, având număr cadastral 62.197. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricolului unui teren situat în extravilanul Comunei Ștefan cel Mare, în Tarlaua 30, parcela 741, având categoria de folosință pășune, în vederea construirii unei stații de epurare a apelor uzate necesare realizării obiectivului de investiție, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, cu perioada 2014-2020 și 7 diverse. Da. Supun la vot ordinea de zi, cine este pentru. Mulțumesc, în unanimitate. Vă rog. Da. La punctul 1. Privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe trimestrul 2, dăm cuvântul doamnei contabil Stoica. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe trimestrul al doilea, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu suma de 365.48.000 lei. Este sumă solicitată de la Ministerul Dezvoltării pentru plată lucrării, modernizare și construire poduri și podeți în satele Bogdana Ștefan cel Mare și Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare. Deci la partea de venituri. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală se modifică cu 365,48. La partea de cheltuieli de dezvoltare la drumuri și poduri, construcții pentru lucrare, 365,48 000 lei. Cu modificarea listelor de investiții cu aceleași sume pe lucrarea sus menționată. Asta este rectificarea de buget de astăzi. Ai scăpat. Dacă sunt discuții, vă rog. Punctul nu, Petru, nu s-a discut, nu încap discuția aceea. Da, suma solicitată de la Ministerie. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, ține, nu sunt. Următorul. La punctul 2, privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovare drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap. Depinde de căminul unde sunt instituționalizate aceste persoane. Și spre exemplu, la căminul Ghiocelu din Bacău, costul mediu anual 83.321 de lei pe beneficiar, lunar 6.943. La Alexandra, în Unești, 67.984 pe an, lunar 5.665. Centrul rezidențial Pro Familia din Bacău, cost mediu anual 56.768, lunar 4.731. Rețeaua de apartamente, Casa Mea, cost mediu anual 57.561, cost mediu lunar 4.797. Centrul multifuncțional pentru tineri în dificultate, Henry Coandă, în Bacău, 103.907.978 pe an, 8.665 pe lună. Servicii de tip rezidențial în centru de primire în regim de urgență, complexul de servicii sociale pentru intervenție în situații de urgență în domeniul protecției copilului, centru de primire în regim de urgență Bacău,
cost mediu anual 42.517, cost mediu lunar 3.543. Acum nu știu dacă vă interesați să vă citesc chiar toate... Deci sunt sumele care noi trebuie să le... Persoanele instituționalizate, da. 35% din costuri sunt suportate de bugetul local. Bugetul local. Așa au fost dintotdeauna, nu e ceva nou venit cu nevastră. Ce diferența asta așa de mare? Sau una... E mai mare față de anii trecuți? Nu. Nu este. Cam aproximativ același. Mulțumesc. Dacă mai sunt observați. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, ține dusă. Vă rog, următorul. Da. Cotizația anuală la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, BACA, descurtat ADI. Cotizația anuală pentru la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, BACA, ADI, este în cuantum de 1000 de lei. Deci bani care trebuie să-i plătim, și anul trecut odată. Deci nu este nicio modificare la cuantumul cotizației. Și la DIS, aici este o diferență între, adică o diferență, pentru comunele unde ne încadrăm noi între 5.000 și 10.000, este 6.000 de lei. Tot atât au fost și anul trecut. Face un mare favor. Suntem în acest moment. Păi de 3.000 și 5.000. De fapt, dacă noi suntem... Da, noi suntem peste 6.000, dar statistic, la statistic figurăm până în 5.000. Și este 5.000 de lei. Da, astea sunt cele două puncte. Punctul... Observați dacă aveți. 3 și 4. Bine că am fost la fel și nu s-a modificat. Acum să punem la cine este pentru. Mulțumesc din potriva, ține că sunt. După cum am vorbit, la intervenția de canalizare, cele trei sate, Bogdana, să facem bani și nevoieri. Cum a spus, stația de epurare va fi construită pe islazul din Ștefan cel Mare, pe malul pălăului Bogdana. Și este vorba de o suprafață de 48.435 metri pătrați, adică 4 etaje, 84 de ani, care vine trecută din domeniul privat, Pășunea este domeniul privat, să trecem în domeniul public al comunii pentru a putea fi făcută investiția respectivă. Și acum, legat de punctul 5, este și punctul 6, scoaterea din circuitul agricol, pentru suprafața unde vine construită stația de furare. Scoaterea definitivă din circuitul agricol este pentru suprafață de 8.130,75 metri pătrați. Deci, din totalul de 4 hectare și scoaterea de circuitul definitiv este numai suprafața unde este construită stația de apurare.
Cealaltă este pentru protecții celelalte. Da. Discuții. Dacă sunt observații, supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Da. Cam asta a fost proiectele la proiectele de hotărâre. Trecem la ultimul punct. Diverse. Vă rog, dacă aveți probleme. Dacă nu sunt de clar, nu ți-ai găsit.